Direcția de tineret și sport a județului Gorj a premiat Sport TV. Performanțele gorjenilor au fost recompensate în cadrul galei sportului gorjan. Chiar dacă au făcut sacrificii, cei 28 de sportivi au fost nevoiți să se mulțumească și cu buget redus. Doar 6.000 de lei și-au împărțit între ei. Din nefericire, nu suntem în măsura să le oferim pe cât ar merita. Mă refer din punct de vedere material, dar acest gest al aprecierii întregii suflări sportive față de munca pe care o depun pentru ei, dar mai ales pentru județ, sperăm să fie primit așa cum se cuvine. Podiumul a fost dominat, ca și în anii trecuți, de atletism. Dacă în 2011 Laura Popescu a fost desemnată sportivul anului, acum au fost trei premiați. Cel mai harnic atlet la strâns medalii a fost Alexandru Staicu. Sportivul antrenat de Viorica Dima poartă la gât 10 medalii, toate obținute anul trecut. A fost un an super, cu foarte multe bucurii pentru mine și cred că și pentru antrenoarea mea. Și sper că anul care vine, trecând la categoria mai mare, sper să fie tot la fel, chiar și mai bine, dacă se poate. Ce-mi doresc cel mai mult este ca pista de atletism la Târgu Jiu să fie terminată cât mai repede. Ca anul acesta vreau să antrenez 10.000 mult mai bine și având pistă, o să fie super. În cadrul galei sportului gorjan au mai fost premiați și alți sportivi la diverse discipline.